Fumat acolo? Ce cantitate? Dobe. Șoferul din imagini s-a lăsat cu greu convins să se supună etilotestului. În cele din urmă, el a făcut testarea, rezultatul fiind de 0,65 de miligrame pe litru alcool pur în aerul respirat. Acesta a fost apoi condus la IML. De altfel, polițiștii au descoperit că circula și cu permisul suspendat. Conducătorul auto avea 9 dosare penale, iar în această noapte a rotunjit cifra. În urma altor verificări s-a stabilit că acesta a mai fost depistat încă 9 ori, conducând în ilegalitate, având permisul suspendat. Rând pe rând, 10 de șoferi au fost trași pe dreapta și invitați să se supună etilotestului. Polițiștii au dat aproape 200 de sancțiuni pentru diferitele abateri la normele rutiere. Dar luăm numai 5 poliția RCA, vă rog frumos. 2 puncte amendă, 2 puncte penale. Aveți obiecțiuni? Nu. Ce ați fost amendat? Pentru neputerea centrului de siguranță. S-a mai întâmplat până acum? Cu siguranță. De multe ori. Să fie asta ultima dată? Nu. În această noapte, polițiștii au întocmit în total 11 dosare penale și au reținut 16 permise de conducere.